Road to Glory, prietenia. Și aici avem un duel, aș putea zice, foarte mare între două echipe care 100% vor promova, adică noi, Northampton, și respectiv Lincoln City, care joacă foarte bine, frate, avem la egal de puncte 62-62, deci acest duel, acest, să zicem, derby, chiar ar putea valora mai mult. Deci dacă reușesc să câștigăm asta, clar vom avea un avantaj foarte mare față de cei de la Lincoln și asta îmi și doresc, să fiu numărul 1. Tot timpul mi-am dorit să fiu numărul 1 și asta voi face aici cu Northampton. Oricum eu cred că mai mult ca sigur vom promova, deja am văzut că când mai dau așa click pe meciuri, știi, să le simulez, echipa își descurcă chiar foarte bine și în mare parte cam bate. Deci, de ce nu? Totodată, hai să vedem, ăsta este și debut, deci chiar este debut pentru Denis Drăguș. Sunt foarte curios cum este așa pe teren, cum ar fi super fan și la debut să dăm și gol, ar fi bestial. Să vedem, poate îl bag și pe Tudor Băluță prin repriza a doua și să debuteze și el. Ia uite mă, i-au dat numărul 10 la Drăguș. Numărul 10, ce tare. Oricum ar trebui să schimb numerele și la Drăguș să-i dau numărul 9. Și poate la future starul nostru, Romero, se dă numărul 10, știi? El să fie our nostru number 10. Este mai aici Hopkins, nu-i rău. Ai, ce pasă greșită. Am uitat că nu mai ești cu Monaco. Se simte diferența, știi, de pace, de passing. Un pic ca pe scritat al jucătoria de clasă, știi cum e Monaco și, mă rog, Karim modul nostru mare. Una, două mere pasă, dar aici trebuie, știi, să fii un pic mai... să mai siști. Ok. A fost o primă fază aici pentru Lincoln. O primă ocazie de a da gol. Oh, ce gol! Bun, măi! Jucătorul nostru ăla a luat free, liber, n-avea echipă. Ia uite ce gol aici. Baga Yoko. Bago acolo, parcă ar zice numele. Ăsta are nume predestinat, mă. Bago acolo. Ia uite, a băgat acolo. A băgat în poartă. Baga Yoko. Da, ia uite. Ce să mai, foarte bun golul și din nou asist Adi Popa, nu știu, dar cel puțin când joc eu, dau o grămadă de asisturi cu Adi Popa sau cel puțin așa mi se pare, dar asta vom afla de-abia la finalul sezonului când va fi statistici evoluări unde sunt chiar foarte curios să văd care este top la asisturi, top la tot. Bun, hai, nu-i rău, am deschis scorul cu Lincoln, echipa care este desigur în luptă cu noi pentru promovare de pe prima poziție. Adi Popa, am făcut acolo un stop, că mai mult ca sigur știu că m-ar fi prins din urmă, că nu prea mai am stamina cu el. Aici, ce duel pentru minge, prefer să paseze cu portarul, de frică, domnule, strigă oamenii în public, de frică. Aici, Drăguș, toată lumea, bă, deci non-stop sunt apărătorii pe Drăguș, ăștia cred că și-au făcut temele, știi, și au zis, bă, toți să stați pe Drăguș, el e Dumnezeul lor în atac. Și toți stau, mă, pe Drăguș. Mi-aduce aminte de meciul ăla, știi, când e echipă mică și gen în Champions League, știi, când joacă o echipă mică cu Barcelona sau ceva, știi, și cum stau vreo 2-3 oameni pe Messi. Știi, de ăla cel mai periculos se bagă acolo vreo 2-3 să-l protejeze, că unul nu ajunge, știi? Așa sunt și ăștia acum cu Drăguș. Toți stau pe el, mă, numai n-am avut ocazie să șut măcar o dată cu el. Dar văd că foarte repede a obosit unui jucător, asta nu e tare de-a bune. Adi Popa! Ai, rău am dat-o. Acum este momentul în care nebunul de Tudor Băluță va intra pe teren, dar din păcate televiziunea engleză preferă să arete doar pe căcați ăștia de la Lincoln, cum fac ei schimbări în loc să alete legendele cum intră pe teren. Ba, stai, acum am auzit. Da, acum este Hopkins, ia la-i Băluță, acum intră în locul lui Toșca. Toșca foarte repede puizează-le pe Tudor Băluță, nici bine că intră pe teren și se comportă de parcă ar fi un capitan veritabil. Zice în dreapta și stânga, tu stai pe ăla, tu adu-mi o șaorma, tu fă așa, pac, ce să mai, imediat că-i dăm și banderola de capitan. Bun, tot 1-0 este scorul, numai n-am mai reușit să mai fac nici o chestie, mi-au obosit foarte repede jucătorii. Dar chestia este că și cei de la Lincoln, parcă în loc să atace, știi, să egaleze, parcă și au cam băgat ceva în apărare. Dar acum, pe final, cel ușor, deja se vede că tot atacă din ce mai mult. Ceea ce este și logic și eu, cum nu prea mai am jucător așa pe stamina, trebuie să mă gândesc o chestie cu contraatacul, e mai greu, că mi-ar trebui unul, știi, care să fie full de stamina și să dea un sprint de la lung, dar așa nu prea cred că
Numai așa, frumos, cu jocuri de pase, un tiki-taka, știi cum zic? Țac, pac, tac, tac, gol. Hai să vedem, ultimele minute. Ultimele minute, avem aici și lovitură liberă, nu cred că fac mare brânză. Sau, ăla a fost foarte înalt, Chapman sau Chipman, am apucat să-i citesc numele. Ăla e înalt, ăla e Chapman. Chapman. Că se te cheme Chapman. Și man, știi? Aoleu. No, ce să și faci? Ia, să vedem aici, frumos, așa, McWilliams, foarte bine, Morias, așa, la Crux, care, la propriu, ia nici la Dipopa, mă, nu-i, bă, nici la ăsta, fraților, nu mai au bară de stamina, mă, e negru, băi, negru, deci nici un pic de stamina, nici drăguș nu mai are, wow, ia, bă, ăștia n-au stamina, mă, deci, practic, sunt ca niște zombi pe teren. Ia, Tudor Băluț intra pe teren. Foarte mult s-a alergat în acest meci. A fost, într-adevăr, așa feeling-ul ăla de derby. Hai să vedem. Ah, e flare final, au crezut că out. Mi se mai lasă o fază, dar se pare că nu. Bun, flare final și reușim să câștigăm acest derby împotriva celor de la Lincoln City. 1-0 așa, mai la miloagă, dar eu uite că am reușit. Și 3 puncte, 3 puncte, bro. Bun, ăla e tata. Altă viață, altă viață. Ia uite, cine s-a accentat ceva? Drăguș? Păi, stai un pic. Deci, Băluț așa, deci nu mai e Drăguș la training? Ce dracu, nu mai vrea să se antreneze? Că eu l-am pus la training, mă. The fuck? Na, mă rog, din nou îl punem atunci pe ăsta la training, așa, McWilliams totuși, mai lăs puțin să evolueze. Foarte bine, Băluță, așa te vreau, așa te vreau. Te evoluează până spargi toate cotele. Bun, avem aici un meci împotriva celor de la Peterborough. Area final. Astea sunt semifinalele? Aha, nu știu, de ce te zice final, quarter final, semifinal, final. Nu e final, ia uite că mai ia, e un meci acolo între Doncaster și Luton Town. Dar știți ce, hai că jucăm meciul ăsta, că deja e chiar important și dacă au ajuns ăștia până în postura asta, de acum îți dai seama că precis sunt bun, deci hai să jucăm în cupă. Totuși, am să mai schimb cea jucătorii, mai ales pe Drăguș să se odihnească, hai să-l punem, să-l punem pe Williams acolo în locul lui Morias. N-are rost, așa numai să știi, să-i forțezi pe ăștia care-s bun, care-s titular. Pe ce rost are? Bun, hai că-l pun și pe ăsta în locul lui Toșca, așa, numai să nu facem prea multe schimbări, că după aceea pierd și puii mei. Da, să-l pun și pe Streche. Să-l pun și pe Streche în locul lui Romero sau Crux. Crux văd că e foarte obosit. Așa. Bun, hai să vedem cum ne vom descurca în acest match. Bun, ia uite, jucăm pe zăpadă. Ce fain, jucăm aici pe zăpadă. Altă viață așa pe zăpadă mai. Alunecă mingea, poate mai își dau ăștia un autogol, ceva, știi cum zic. Meci de cupă, băi, ar fi fain să câștigăm cupa asta, știi, să câștigăm campionatul și cupa asta. Cupa asta e, na, gen cupa noastră asta, a ligilor mici, a ligii mici, pardon. Checker trade, aha. Da. Bun, hai să vedem. Nu știu echipa asta, dacă e bună, dacă nu e bună, chestia e că nu prea am auzit de ei și nu i-am văzut acolo prin topul la noi în campionat, deci poate aș fi putut să simulez și, băi, mai știi, poate chiar câștigam, dar deja parcă... N-am vrut să risc, totuși, vorbim aici de o semifinală și dacă câștigăm merem în finală, posibil cu ăia de la Doncaster, am văzut acolo că au bătut. Opa, stai așa, că m-au venit toți în apărare. Da. Ia mă, altul, Chapman. Bă, ăsta-i portar, Chapman. Dar ce-s cu jucătorii ăștia, mă, că văd că e popular numele ăsta, mă. Chapman, ia uite. Încă un Chapman acolo, un Chapman mijlocaș, un Chapman portar. Băi, ce tare ar fi dacă aș putea găsi să fie mai mulți, știi, și să-mi fac o echipă și pe tăți să-i cheme Chapman. Chapman, pasează la Chapman. Chapman, wow, ce salvare, ce intervenție, Chapman. Chapman a luat cartonașul roșu, nu se poate, intră pe teren. Chapman. Aoleu. Băi, primele 29, deja jumătate de oră, păleu. Deja primele 30 de minute în acest match, deci mi-au dat impresia că asta e echipă chiar bună, nu degeaba au ajuns până aici în semifinale.
Habar n-am cine e echipa asta, dar joacă foarte bine, foarte bine. Bine, ce-i drept și eu am foarte multe rezerve pe teren, dar nu vreau să caut asta ca o scuză, știi? A, păi trei echipă ăla și pe ăla, dar și totuși și cu ăștia ar trebui să dau gol, mai ales cu Williams, frate, ăsta e, na, acolo, la lista de golgeteri în liga noastră. Nu era să zic liga întâi. ia, streche, întoarcere, nu era șutul. Ai, din nou apără Chapman, bun portar, măi, bun portar. Popa, ce-ai făcut, mă, nu vreau să urlu în toată casa, în toată camera, Popa, gol! Și uite cum s-a dus mingea, mă, tai! Hai, mă, Popa, mă, ce faci? Leagă-ți, mă, ghetele alea, mă, du-le cum își duc ăștia mașinile, știi, la roți, să-ți facă unghiul ăla de fugă, de calibrare, știi, și să se treagă mai drept. Hai, bă, Popa, mă. Aia cred că a fost și cea mai mare șansa mea din meci. Un șut pe un șut per total au dat adversarii noștri, noi am dat două șuturi. Deci liga profesionistă de fotbal suntem aici amândoi. Îți dai seama să fii acolo la meci, ai cum e stadionul plin și tot meciul să vezi per total, deci și noi și ei, cumula la total trei șuturi, atât, trei șuturi, tată prima repriză, trei șuturi. What the fuck? Din nou asista de Popa și ce gol Williams! Pua, bun. Două secunde așa m-am gândit, bă, să nu fie offside. Un pic, mi s-a părut la limită. Dar ia uite-te, Williams continuă să dea gol și pa de Popa, frate, încă un asist la colecție. Foarte fain, să revedem în reluarea fazei. Aici, ia uite, pac, aici o prinde Adi Popa și apoi ce pas, așa i-am pus-o, știa acolo să te duci. Și da, Williams, a, trebuie doar să dea un tap-in. Foarte bine, 5 goluri în cupă și o grămadă în campionat. Cred eu, chiar dacă și Williams e bătrân și a involat destul de mult, mai ales pe acceleration, ar trebui totuși să scot un ban frumos pe el sezonul viitor, așa prin vară. Ar fi super fain dacă ar scoate niște bani pe el. Dar vedem, dacă nu poate îl dăm ca schimb sau ceva, știi? Deci tot bine a fi, tot bine va fi. Dar asta, da, mai e până atunci. Mai e mult, 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 mult până atunci. Ia, așa frumos, Adi Popa, încă un assist oare? Aoleu, am dat un pic prea tare. Am dat un pic prea tare, trebuie să fac ceva câtea schimbări. Iarăși, mai ales să la... Bag-o acolo. E foarte obosit, trebuie să-l schimb. Îl bag pe bancă. Oh, nu era, du-te. Ai, Adi Popa era. Ai, că n-avea stamina, știi? Că dacă avea stamina și fugea la cât de bine a fost. Paleu, ce șut în forță, Adi Popa. Wow, și asist și gol. Micul nostru erou, Adi Popa, motoreta, ne surprinde aici cu un gol senzațional. Frate, deci, bă, așa, cu forță a șutat-o. Cel puțin așa m-am simțit eu, ia uite, deci, câtă forță și portare așa, gen, what the fuck. Băi, ce gol, Popa. Wow, încă un gol. De data asta noul intrat pe teren, Morias, l-am pus în locul lui Adi Popa, că deja nu mai avea bară de stamina. Uite ce gol și repede, una, două, cum l-a pus pe teren, a și dat gol. Deja se simte mai mult, că sigur și la adversarii mei, oboseala care o am și eu în echipă. Și jucătorii mei sunt foarte mulți obosiți, dar acolo și gafă foarte mare de apărare, l-au lăsat acolo nemarcat. Și aici, ce șut, dar se pare că purtarul ăla care ziceam la un timp că, bă, ce intervenții bune face Chapman, deja e... E varză. Vreau să găsesc așa un nume, știi, ceva de genul... Ciampașman sau ceva de genul, știi, da, am zis, da, dă-l dracu. Bun, 3-0, deci dacă e stilul ăla de meci tur-retur, cred că returul vom simula. Deja cu 3 goluri avans, ce dracu. Pardonet, mă, 3-1, stai un pic, ăștia încă atacă băieții. Ia uite, mă, dintr-o dată, mă, deci prima repriză, știți că râdeam noi împreună că prima repriză au fost doar 3 șuturi per total, și eu și ei, 3 șuturi totalizat, știi? Și uite-te, acum a început repriza a doua, 4 goluri, nu șuturi pe poartă sau ocazii, bă, 4 goluri, ca niciodată, măi, ia fete, ce nebunie, ia, Williams, apără, ai, am văzut că Williams totuși și el are o grămadă de goluri și în cupă. Poate mai încerc să mai dau 2-3 goluri cu el, știi, ca să-l ajute în vară, știi, să fie căutat. Să zică ăștia, uite, bă, Williams ăla, cine-i? Că a dat multe goluri în cupă, a dat multe goluri în campionat. Hai să-l cumpărăm, știi? Cummings iarăși era aici să ne pleznească un gol. Periculos jucătorul ăla, mă.
Hai să vedem, nu mai sunt decât câteva minute rămase, avem un corner, iese Ciampașman acolo din poartă și apără, aule. Oh! Oh! Williams! Williams! Cât noroc! Cât noroc să avem! Cât noroc să avem! Am vrut să zic ce șut slab Tudor Băluță, dar a ajuns mingea foarte bine, măi, la Williams acolo. Fantastic, din nou așa, numai un tap-in trasă de-aia. Revedem din nou faza, Tudor Băluță șutează și uite. Fantastic. Bravo, mă, așa pe final încă un gol la fix, cum ziceam, dacă va fi și retur 4-1 Chileanu. Așa un avans de 3 goluri, știi? Așa e și frumos. Tiki-taka, pac-pac, bum-bum. Băi, echipa adevărată. Chiar merităm să promovăm pe bune. Deci, lăsând toate la o parte, chiar merităm să promovăm cu această echipă. De-abia aștept să ajung în Championship. Știi, deja din Championship devine totul mai greu din Liga a doua. Acolo în Liga a doua deja sunt multe echipe în Liga a doua Angliei care, de exemplu, ar bate liniștite echipe din Liga noastră, întâia din România. Deci totuși, frate, măi, calitate. Bun, câștigăm aici și nu știu exact dacă mergem direct în finală sau mai jucăm un retur. Nu mă pricep, n-am mai jucat de mult în Roto Glory, deci nu știu la ce să mă aștept, dar la cum s-au bucurat jucătorii a zice că suntem în finală. Deci, da, hai să vedem ce se mai întâmplă. Check trade, checker trade, check trade, trophy. Da, mă distrează numele, da. Ok, bun, avem aici un match împotriva asta la Crowley Town. Ha, și cu ăștia am făcut atunci Academie, dar nu prea prins. A fost fun. Ia, 2-1, Drăguș și McWilliams. Drăguș a dat gol, vorbim aici, Drăguș, omul nostru. Vorbim de Drăguș, hai să-l băgăm aici la antrenamente. Hai să vedem aici din nou un match, hai să simulăm, cred că ar trebui să-i batem liniștiți pe ăștia. 2-0, dublă Drăguș, băi, și în meciul trecut a dat Drăguș gol, am umat dat două. Sper că asta să arate cât e el de bun și tot să dea gol de am încolo, ar fi super. Bun, l-am vândut pe Roberts, jucătorul la tână, știți, 80.000 de euro și acum au venit și ăstea de la scouter, de la bază de juniori. Hai să vedem ce ne-au mai găsit oamenii noștri, 66 este slab, mușat, 70-94, ar putea fi ceva de el, ăsta 63-80, prea slăbuți. Ia să vedem cum au evoluat jucătorii totodată la academie. Merg la academie așa frumos. Ok, deci, Babescu, ia vedeți, a mai scăzut potențialul la 77, 69, 77, n-are rost. Igor Iorga, îmi place numele lui foarte românesc, văd că totuși are 78, 84, n-ar fi rău ăsta. Barnuțiu ăsta cred că l-am luat relativ recent, îl mai ales la Academie, mai ales ăștia doi care văd că și-au păstrat statistica, deci potențialul le-au rămas, dar încă 15 ani, deci n-aș putea să-i cumpăr și îmi place că amândoi sunt mijlocași. Da, într-adevăr, România e bună la mijlocaș, noi nu prea ne descurcăm cu apărarea din câte se și vede la națională, deci nu-i rău. Opa, opa, stai pe că Cru Alexandra trebuie să-i bate, nu mi se pare chiar așa de greu acest meci, ia să vedem împotriva celor de la Cru Alexandria, 1-0, gol Romero. Simplu, curat, frumos, 1-0. Păi cum? Păi da. Ok, hai mai facem încă un antrenament și totuși cred că aici se termină acest episod cu această echipă minunată, Northampton Road to Glory. Ne descurcăm foarte bine, mă rog că sigur ne-am asigurat promovarea, nici nu știu câte meciuri o are mai is. Ia să vedem, totuși de-abia a fost perioada de transfer, deci cred că mai sunt câteva meciuri. Ia să vedem. Ei, nu mai sunt așa multe. Chiar că nu mai sunt așa multe. Ia uite, mai acolo meci, mai sunt aici câteva. Ia, e finala, deci nu e retur, deci direct în finală cu Doncaster pe aprilie. Mai avem aici câteva meciuri, nu mi se pare nimic fantastic, poate că l-aș simula astea. Finala, neapărat să jucăm cu cei de la UK, ăsta, Notts County, uite că deja cred că încep să sughid. Yeovil Town iarăși este o echipă care am văzut acolo care are un goal getter și cam atât, astea trei meciuri cred că l-aș mai juca din această perioadă, în acest sezon, să-i zic așa. Având în vedere că, mai mult ca sigur, promovăm. Parcă primele trei promovează automat, vedeți, primele trei, și după aceea a patra echipă, respectiv din ăștia patru, Mansfield, Swindon, Colchester și Notts County. Acolo trebuie să joace ca și un fel de meci de cupă ca să se afle care promovează.
primele trei automat și după aceea a patra trebuie să facă ea acolo, așa un fel de baraj, o chestie, un tiki-taka, veze. Bun, ok, dar asta vom vedea mai încolo cine și cine promovează. Vezi că și asta e o chestie foarte mișto. Să văd cu adevărat cine promovează mai departe. Eu m-aș fi așteptat ca MK-Dons să promoveze, dar că nu mai au mult. Mi-ar place să promoveze MK-Dons împreună cu noi, știi? În rest, ce alte echipe? Forest Green acolo jos, Crow, Alexandre, iarăși, Newport, Morecambe, Stevenage, ăștia slabi. Cambridge iarăși este echipă relativ ok. Yale Town iarăși este echipă relativ ok, dar da, Notts County merită, MK-Dons s-ar merita. Nu știu cum dracu e acolo, Exeter City și Lincoln, totuși. Lincoln, dacă rețin corect, este chiar o echipă nouă promovată din liga de mai jos de noi. Noi suntem în liga, deci așa, Championship, suntem în liga a 4-a sau a 5-a Angliei? Fucking hell, cred că a 4-a. Da, suntem în liga a 4-a și ești din a 5-a, care nici măcar nu e în joc, gen. Deci, vă dați seama. Bun, hai, nu mai vorbim, ne auzim pe data viitoare, cred că o să fie și ultimul episod din această perioadă, știi? Deci, în acest sezon. Care, desigur, te aștept să terminăm și să vedem în vară când ne vin jucătorii liberi de contract și să facem treabă, țac, pac. Și uitați-vă aici, uitați-vă aici, uitați-vă aici ce moment superb și magic. Este Drăguș. Drăguș este omul lunii. Omul lunii este Drăguș, frate. Știi? Man of the month. Omul lunii. Cel care a jucat cel mai bine, care a dat cel mai multe goluri și așa mai departe. Este Drăguș. Uite ce frumos. February. Player of the month. Simplu, curat, frumos, jucător de calitate. Numai bine, pa, pa!